Salut și bine ai venit la Banii în Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Continuăm să vorbim despre educația financiară a copiilor și celor tineri. Cum modelăm percepția acestora asupra banilor și care sunt cele mai bune tehnici de educație financiară? Am vorbit în aproape două săptămâni despre cele mai recunoscute tehnici de educație financiară a copiilor și tinerilor adolescenți pentru fiecare categorie de vârstă, de la 5 ani până la absolvirea facultății și prima tinerețe. Succesul financiar și profesional în viață depinde de măsura în care îți descoperi și perfecționezi talentul cât mai devreme. Este extrem de important să iubești și să te pricepi să faci ceva în viață. Toate acestea depind de capacitatea părinților de a stimula curiozitatea copilului. Orice copil învață în mod firesc din curiozitate, explorând și făcând descoperiri. Dacă unii copii rămân curioși, ei vor continua să exploreze, să afle lucruri noi și să dezvolte abilități necesare supraviețuirii echilibrate. Repetiția duce la stăpânirea unui concept prin înțelegere și determină creșterea încrederii de sine. Mai departe, încrederea crește și dorința de a acționa pe baza curiozității, de a explora, de a descoperi și de a învăța este din ce în ce mai mare. Acest ciclu pozitiv de învățare este alimentat de curiozitate și plăcerea care provine prin descoperire și înțelegere. Pentru prea mulți copii, curiozitatea stimulată inițial de către părinți se estompează de multe ori tot ca urmare a mesajelor părinților. Copilul mai puțin curios este mai greu de învățat, pentru că este mai greu de inspirat, de entuziasmat și de motivat. Există, în realitate, trei modalități uzuale prin care adulții constrâng sau chiar inhibă curiozitatea și entuziasmul inițial al copilului. Frică, dezaprobare și absenteismul părinților din viața copiilor, toate acestea limitează orizonturile celor mici. Curiozitatea combină imaginația, munca creativă și inovația. De aceea, părinții trebuie să faciliteze o experiență de învățare diversificată a copiilor, astfel încât să nu expună la un program standardizat și plictisitor. Școală, teme, activități sportive și treburi gospodărești și mâine o luăm de la capăt. Acest lucru este valabil și pentru educația financiară, care necesită experiențe multiple în situații diferite. Sarcini în gospodărie ca să muncească pentru bani, activități antreprenoriale, să muncească alături de părinți sau bunici, jocuri diferite, urmărirea de filme, desene, melodii adecvate vârstei, realizarea de scurtmetraje, fotografie, activități sportive și jocuri de echipă, care toate acestea stimulează învățarea fizică, mentală, spirituală și emoțională. Un îndemn foarte interesant adresat de Voltaire spune în felul următor: judecați un om prin întrebările sale mai degrabă decât prin răspunsurile lui. Stimulând curiozitatea prin întrebări deschise și îndrumare, copilul ajunge să ofere singur răspunsuri la diferite dileme pe care le întâmpină. Prin fapte, experimentarea greșelilor sau analiza rezultatelor și discuții deschise împreună cu părinții, înțelegerea concluziilor și a lecțiilor de viață va fi întotdeauna mult mai profundă pentru cei mici. Alte tehnici prin care îi putem ajuta pe copii să își păstreze curiozitatea naturală sunt autonomia de a explora într-un cadru de monitorizare și atenție discretă a părinților. Încurajarea pasiunilor, în primul rând, către subiecte sau activități de care copilul este atras. Apoi, răbdarea de a răspunde la multiplele întrebări de ce, de ce, de ce. Mai departe, diversitatea și mediul stimulant sunt extraordinar de importante. Weekendurile sunt ocazii excelente pentru noi aventuri și explorări. Vizite la grădina zoologică, muzee, parcuri de aventuri sunt tot atâtea ocazii de a hrăni și dezvolta curiozitatea, de a le pune întrebări și de a răspunde la ele. Un rol important în stimularea curiozității îl are explorarea greșelilor drept oportunități de învățare, apoi discuții libere prin activități, prin joc, nu în ultimul rând rolul exemplului personal. Părinții care se opresc din citit, învățat și nu mai încearcă experiențe noi,
nu vor stimula un cadru prielnic creșterii curiozității copiilor în familie. Toate aceste tehnici sunt detaliate și explicate în cartea cu același titlu al emisiunii Banii în mișcare, prosperitatea în 10 pași, care se poate găsi online la o simplă căutare pe Google. Acolo am dedicat educației financiare a copiilor un capitol întreg de peste 50 de pagini. Am povestit despre educația financiară din copilăria mea cu 10 de exemple concrete de la 3 până la 18 ani. De asemenea, explic tehnici și teste concrete care te ajută să descoperi geniul copilului tău de la o vârstă fragedă. Cam atât despre educația financiară a copiilor. Săptămâna viitoare revenim către antreprenori pentru a descoperi noi idei de afaceri profitabile. Unde și cum se fac banii în business în România. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare. Așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta. Thank you.